salutare! Am decis astăzi să discut despre un subiect extrem de important și anume vorbim aici despre canal de YouTube Enhanced Athlete. Nu știu cât de mulți români cunosc acest canal, însă pentru mine a fost, din momentul în care a apărut, o sursă de inspirație. Bineînțeles că nu este accesibil tuturor, dar sunt foarte multe persoane care cunosc limba engleză și înțeleg mesajul din aceste videouri. În fine, Enhanced Athlete este un canal de YouTube deținut de un tip care se autointitulează Dr. Tony Hughes. Este un avocat de profesie care are aproximativ undeva pe la 35 de ani. Este un pionier din punct de vedere al informațiilor pe care le aduce pe YouTube, pentru că nu cunosc alte persoane să fi discutat vreodată despre DNP și să popularizeze atât de mult subiectul, la fel cum a făcut-o Dr. Tony Hughes. Ce să vă spun? Probabil marea majoritate a voastră nu știu despre ce e vorba, însă scopul canalului este de a aduce informații relevante despre tot felul de substanțe folosite în bodybuilding pentru a-ți duce corpul la un alt nivel. Dr. Tony Hughes a fost primul care a rediscutat despre și a adus în atenția publică substanța DNP, dinitrofenol, despre care eu am făcut un video în trecut, și abordează o grămadă de subiecte interesante, cum ar fi faptul că a circulat prin o grămadă de țări de gen Thailanda și așa mai departe, țări în care este 100% legală folosirea steroizilor. Și a devenit foarte popular pentru că se ducea în țările respective, cumpăra de la magazin steroizi, ajungea acasă, se injecta, se ducea la sală și așa mai departe. Omul a venit cu un concept foarte interesant și anume, atâta timp cât ești adult, ai dreptul să faci ce vrei cu corpul tău. Și atâta timp cât iei o decizie informată, ești direct responsabil pentru acțiunile pe care le iei. Motiv pentru care utilizarea steroizilor ar trebui să fie legală. Și într-adevăr, în foarte multe țări, utilizarea steroizilor este legală, însă mai puțin în țările dezvoltate, de gen America, țările din Europa și așa mai departe. Ei bine, îmi amintesc că primele lui videouri în care discuta foarte cu informații foarte calitative despre IGF, despre hormon de creștere, despre combinarea hormonului de creștere cu insulină. Au testat acești băieți, în special Dr. Tony Hughes, o grămadă de substanțe pe pielea lor și au venit cu dovezi științifice vis-a-vis de modificările care au loc în corp, în contextul în care decizi să folosești anumite substanțe. Acest mesaj este adresat celor care au urmărit canalul Enhance Athlete și vreau să vă anunț că acest canal a fost închis pe YouTube. Încă o dată, asta reprezintă dovada faptului că nu avem libertatea de exprimare sau avem libertatea de exprimare până la un anumit punct când începe să deranjeze și atunci tot ce înseamnă social media reprezintă medii în care sunt pur și simplu supravegheate și controlate și filtrate informațiile care se prezintă, care au fost închise de-a lungul timpului din diverse conflicte de interese ale unor mari corporații, mari firme, chiar și state. Motiv pentru care, exact cum s-a discutat și în acest caz, vorbim aici de canalul Enhanced Athlete, este foarte important ca tu, ca și YouTuber, în contextul în care ești genul care vine cu informații 100% autentice, veridice și reale, este foarte important ca tu, ca și YouTuber, să menții contactul pe toate canalele media cu cei care te urmăresc și să nu te limitezi neapărat la un tip de canal social media de gen YouTube. Mai există și Facebook, mai există și Instagram, mai există și Twitter și așa mai departe. Însă, marea problemă a acestor
canale media, practic, este faptul că informația pe care tu o pui acolo poate fi filtrată. Te poți trezi la un moment dat că vei avea contul chis, nu contează că este, nu contează că este de YouTube contul, nu contează că este de Facebook, nu contează că este de Instagram, te poți trezi în momentul în care decizi să spui lucrurile pe nume, în momentul în care decizi să spui realitate, te poți trezi cu aceste conturi închise. Bun. Ce aș mai vrea să mai menționez despre acest lucru este faptul că există metode pentru a continua să informezi oamenii și există metode pentru a continua să transmiți informația mai departe. Pentru că odată ce ți s-a închis un canal, eventual îți poți deschide un alt canal și așa mai departe. Deci metode există pentru a transmite mai departe mesajul. Marea problemă este faptul că sunt o grămadă de informații care nu sunt făcute publice de diverse state, de diverse interese, de diverse companii care au interese în producerea de medicamente, în așa fel încât oamenii sunt ținuți în ceață, există în momentul de față, există practic metode pentru a vindeca marea majoritate a tipurilor de cancer și marea majoritate a bolilor. Însă, bineînțeles, datorită faptului că anumite boli sunt rare și multe companii farmaceutice au acest interes în a-și vinde propriile medicamente la suprapreț pentru a se îmbogăți pe spinarea oamenilor muribunzi, aceste interese, practic, din spate, costul medicamentelor care să-i ține pe picioare, dar să nu-i vindece definitiv, întotdeauna vor prima și informații reale, informații care pot duce la vindecarea anumitor boli, nu vor fi puse la îndemâna publicului, cel puțin nu foarte curând. Vreau să știți un singur lucru, că spre deosebire de tot ce se întâmpla în media în ultimii ani, când, hai să zicem, până în anii 2000 a fost la putere televizorul și acolo toată informația era filtrată. Am trecut de 2000 încoace, au apărut diverse canale sociale, lumea a început să-și exprime părerea, am avut impresia că avem libertate de exprimare, însă acest lucru a fost doar parțial adevărat. Și s-a ajuns într-un punct în care omul interesat de anumite aspecte și anumite domenii a ajuns să acumuleze din ce în ce mai multă informație. Așadar, s-a ajuns în anul 2017 într-un moment în care piața, cel puțin YouTube-ul, este dominat de două tipuri de persoane care au devenit celebre, și anume persoane care fac YouTube pentru entertainment sau pentru copii, da? Canale de YouTube cu milioane de abonați în care joacă jocuri, fac caterincă, chestii de genul ăsta, totul ce ține de amuzament. Și bineînțeles, o altă mare parte a YouTuberilor sunt cei care spun lucrurile pe nume, cei care aduc informații noi nespuse până acum, cei care își exprimă părerea sincer și spun lucruri noi, da? Așadar, din punctul meu de vedere, este momentul pentru a renunța la toate ideile preconcepute și a oferi omului informația reală, informația veridică, informația de calitate de care are nevoie. Și acum, în domeniul fitness-ului, tabăra este împărțită în persoane care vorbesc despre folosirea substanțelor anabolizante sau diverselor substanțe care să-i ajute în progresul pe care încearcă să-l obțină oamenii, și sunt persoane care folosesc, bineînțeles, și ei steroizi, dar vorbesc despre chestia asta ca și cum ar fi sfârșitul pământului. V-am zis, nu o să mai dureze foarte mult timp și lumea se va trezi, să nu creadă youtuberii care au fost obișnuiți să mintă o viață că nu au folosit steroizi, că nu știu ce sunt ăia, că n-au auzit niciodată de DECA, că n-au auzit niciodată de Daposim și așa mai departe. Va veni timpul când toți acești youtuberi ori vor trebui să recunoască, ori vor pica
în disgrația publicului, pentru că publicul avansează odată cu timpul. Informațiile pe care le deține fiecare, în funcție de cât de interesat este în practicarea unui anumit sport, informațiile astea se vor cumula și la un moment dat cei care îi urmăresc își vor da seama că nu au făcut decât să mănânce rahat de-a lungul timpului. Vorbesc aici în special de acest sport și de marea majoritate a practicanților acestui sport, persoanelor cunoscute în media și așa mai departe, care din diverse conflicte de interese și motive, bineînțeles, unul dintre ele este și frica de a-și asuma realitatea, decid să, cum să vă spun eu, să dezinformeze oamenii spunând că nu au folosit niciodată anumite substanțe, ei sunt natural 100%, au un genetic extraordinar și așa mai departe. Bun, revenind la acest subiect și aici vorbim despre canalul Enhanced Athlete, pe 6 decembrie, din câte știu, a fost închis acest canal. Dr. Tony Hughes, personajul principal, avea atașat, bineînțeles, și un site care se chema enhancedathlete.com, unde vindea o grămadă de sarmuri. Eu am mai vorbit și am mai făcut un video despre ostarină. Vorbim aici despre Selective Androgen Receptor Modulator. Sunt niște substanțe care nu au efectele adverse ale steroizilor, însă, cum să vă spun eu, se duc direct pe receptorii androgenici și anabolici în mod special și ajută foarte mult la acumularea de masă musculară fără efectele adverse și anume inhibarea producției proprii de testosteron până la anularea totală a axei hipotalamice. Și atunci, ce au făcut? Au făcut un raid pentru că, bineînțeles, aceste sarmuri nu erau legale pentru consumul uman și le-au închis magazinul, le-au închis canalul și așa mai departe. Le-au confiscat o grămadă de chestii. Au avut un raid inclusiv în UK, unde mai aveau un sediu și distribuiau diverse produse care să ajute la masa musculară. Și s-a discutat inclusiv despre DNP, care este folosit drept fertilizator în agricultură și, bineînțeles, poate fi folosit și în alte scopuri de gen slăbit și așa mai departe. Și, bineînțeles, că s-a ajuns la o situație de asta, uite aici răsfoim frumos, la o situație de asta în care s-a pus semnul întrebării pentru că deveniseră foarte cunoscuți și probabil au deranjat o grămadă de persoane, s-a pus problema să se închidă acest canal. Din fericire, canalul Enhanced Athlete a fost închis, însă a apărut un alt canal și anume chiar al persoanei care l-a înființat pe Enhanced Athlete și anume canalul care îi poartă și numele Dr. Tony Hughes, unde aici el continuă să vorbească despre ce s-a întâmplat și să continue să aducă informații noi legate de tot ce înseamnă substanțe care pot ajuta la îmbunătățirea aspectului fizic și așa mai departe. Cam asta este cu ce s-a întâmplat. Este o veste foarte tristă din punctul meu de vedere. Este încă o dovadă a faptului că trăim oarecum în mintea noastră în ideea că avem libertate de exprimare până când ajungem să fim foarte cunoscuți și atunci ne se închide gura. V-am vorbit și despre faptul că practic, ne aflăm în momentul de față în fața unui curent în care YouTube-ul și lumea este condusă de oameni care spun lucrurile pe nume. Prea mult timp s-a stat în prostie, prea mult timp s-a stat în ignoranță. Până acum, poate nu, oamenii nu au avut capacitatea să facă publice cunoștințele pe care le au. Însă sunt atât de multe canale unde ne putem exprima, cel puțin până se închid, da? Și ne putem să-i deșteptăm, să le aprindem luminițele în creieraș oamenilor, da? Și îmi exprim încă o dată dezamăgirea față de cei care au decis să nu abordeze realitatea din spatele acestui sport în mod special și continuă să inducă lumea în eroare spunând că au folosit aminoacizi și
diverse alte prafuri de gen cacao cu lapte pentru a avea o masă musculară exagerată. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video și sper să ne auzim și data viitoare. Vă rog să-mi lăsați comentarii, cel puțin persoanele care au urmărit acest canal Enhance Athlete. Vă rog să-mi lăsați un comentariu la acest video. Vă mulțumesc foarte mult și v-am pupat!